Acest cuvânt, haleluia, ce bine sună cuvântul Iisus, numele lui Iisus, aici, în mijlocul vostru. Haleluia! Știți a cui zi sărbătorim? Pe 24, pe 25 decembrie, luna aceasta. Este ziua lui Iisus. Iar noi cântăm lui Iisus și spunem de ziua ta, îți urăm bun venit. Împreună spunem bun venit lui Iisus, regele regilor!
eram copii, aveam un sentiment aparte când venea Crăciunul. Și cred că nimic nu se compară cu acea inimă de copil care așteaptă bucuria Crăciunului. Acum că am crescut, parcă este diferit. Și mulți spun aceasta, când eram mici, parcă era mai frumos. Și totuși nimic nu s-a schimbat, suntem aceiași, Dumnezeu nu s-a schimbat cu nimic. Darul Lui este același, Fiul Său. Iar colindul nostru spune, creștin, să știți, Crăciunul este același. Crăciunul nu s-a schimbat. Dumnezeu nu și-a luat darul de la noi, oameni. Și Crăciunul înseamnă să-L ai pe Iisus în inima ta, așa cum El ți-l-a dat, ca un prunc inocent, sfânt, viu. Așa zice și cântecul nostru, creștin, Crăciunul s-a schimbat.
Oh, no.
Yeah.
Oh,
Cântării din Cerul cântă. Voi sunteți niște îngeri ai Domnului pentru noi astăzi, pentru că vă puneți inima la dispoziție ca Domnul Iisus să facă loc în ea. Aleluia!
Thank you.
băieții noștri de aici din spate iubesc mult cântarea asta, pentru că ei știu care este ținta lor. Ținta lor este să meargă drept I'm gonna make it.
Thank you.
dacă el n-ar fi, nici eu n-aș fi, nici voi n-ați fi. N-ar exista Crăciun fără Iisus. Ce bine sună. Asta a zis-o băiatul ăsta din spate. Băiat deștept. Vreau să terminăm cu o cântare care spune: Doamne, ești bun și îndurarea ta ține veșnic. Cine are o tamburină să bată tare din ea? Yeah.
partea grupului întreg, Cristocentric, a tuturor organizatorilor, vreau să vă zic Crăciun fericit! S-a născut Iisus, Salvator!